Croația a patra din coada Europei, deși ea avea în fosta Iugoslavie practic toate atributele, da? Litoralul era al lor 95%. Nu știu să facă nimic cu el. Deși turiștii sunt acolo claie peste grămadă, dar condițiile sunt proaste. Mai departe, Lituania, sigur, trage după ea faptul că era cea mai săracă dintre țările baltice, cea mai apropiată de fosta Uniune Sovietică. Portugalia, ok, evident o țară încă destul de săracă. Italia, geme de români. Slovenia, apoi, Ungaria, Slovacia, Lituania, Republica Cehă și Bulgaria. Dar încă o dată, totuși aici cu amendamentul că este un clasament conform percepției propriilor locuitori. Nu neapărat al unui studiu aprofundat, dar bătut în cuie. Deci corupția ar fi cea mai importantă în aceste țări în care nu regăsim România. Românii se plâng de corupția din partide și din sănătate, dar ca să vedeți totuși cât de efemer este un astfel de clasament, 58% dintre români îndrăznesc să se plângă de corupția din spitale și din partide. Păi cum? Asta e realitatea în România? Nu. Realitatea este că partidele sunt corupte, dar nu la 58%, ci la 98%. Hai că 2% din viața politică românească nu este coruptă. Dar 98% este coruptă. Da? 58% din sistemul de sănătate românesc este corupt? Nu. Este corupt 75% din sistemul de sănătate. Hai că 25% nu e corupt. La 75% e corupt. E, totuși, aș adăuga de la mine, fără să fiu un specialist în studiile astea, că dacă în loc de 58% la partide aveam 98%, iar în loc de 58% la sănătate aveam 75%, ne găseam în țările pe care le-am citat mai devreme. După aia, la educație sau la procuratură, 32% dintre români consideră că suntem corupți. Aș spune că totuși educația se duce mai degrabă spre 40%. 60%, și aici suntem generoși, nu o fi coruptă. Băia, 40% este. Deci totuși nu e 32%. Așa, după aia, 82% estimează că e cel mai ușor să obții un serviciu public cu pile sau cu șpagă. Aici nu trebuie să mai adăugăm nimic de la noi, întrucât media europeană este la 66%. 82% în România consideră, procentul este corect, consideră că ai mai mari șanse să ajungi, de exemplu, ministru fără niciun fel de competențe dacă ai un spate tare. În cazul Ioanei Bran s-a nimerit. Românii sunt însă pe locul întâi în Europa, adică 68%, în a se declara afectați personal de corupție. Și tot pe locul întâi în a aprecia că sunt destule urmăriri judiciare de succes ale acesteia, adică ale corupției, 55% media europeană fiind de 33%. 54% dintre români cred că eforturile de a combate corupția rămân ineficiente. E puțin totuși, 54%. Că era 70% era mai corect. Față de 39% care cred contrariu. Deci 39% dintre noi, da, credem că, de fapt, corupția este bine combătută în România și că, practic, mai mult nu se poate face. Asta față de o medie europeană de 56%, ceea ce ne plasează în topul primelor 10 țări din Europa care cred că fenomenul sau controlul corupției funcționează cât de cât. România ocupă un loc onorabil, am sărit peste câteva paragrafe, un loc onorabil, adică 30 din 109 state, în ceea ce privește indicele integrității publice, care nu este bazat pe percepții și este departe de a fi ultima din Europa. Cel mai bine stă Grecia, adică în cazul că cel mai rău. Comparativ cu România, cu Europa, România stă mai prost la serviciile digitale, acces la internet, servicii electronice, etc. Am mai comentat asta, deși nouă ni se părea un pic ciudat, și la libertatea presei. Presă coruptă, care lucrează în beneficiu cui plătește și nu al cetățeanului, ocupăm locul 23 din 30 de țări europene. Aici sunt incluse și Norvegia și Elveția, care sunt țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Elveția nu face parte nici măcar din spațiul economic european. Face parte din SEPA, doar cea de-a treia categorie pe care o inițiam la un moment dat.
de cea 23-a presă din 30. Bă, mi se pare totuși că aici nu este exagerat, locul nostru acolo o fi. Da, asta înseamnă că totuși 7 se descurcă și mai prost decât noi, ceea ce n-am remarcat, dar poate că ne înșelăm. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI, Claudiu Manda, a declarat că George Maior, altfel un client al acestui dicționar, îmi imaginez, a susținut la audierile din comisie că există ofițeri acoperiți în presă. Ama, sigur, George Maior nu este nici primul, probabil nici ultimul, că lui George Maior, de exemplu, îi urmează George Maior, care va mai declara cel puțin o dată în viață, cu siguranță, acest lucru. Au făcut-o și alții înaintea lui, atâta doar că este top secret. Chiar dacă cel puțin un acoperit în presă știm, domnule Maior, ăsta este cert că s-a deconspirat el în direct, a avut loc chiar și o spovedanie atunci, nu vreau să insinuez, el a mai indicat atunci niște persoane, în momentul în care își făcea deja bagajele pentru eternitate, dar domnul Maior a spus că nu dă nume și nici numere, adică nu vom afla nimic în plus. Ăsta mi se pare, oricât am fi de secreți și oricât am respecta regulile, ceea ce sigur că e important pe lumea asta, dar nu ne duce înainte și nu ne face nici mai puțin vulnerabili sau mai puțin corupți. Cred că totuși pentru binele națiunii, nu pentru binele posturilor de știri. Posturile de știri sunt posturi de știri în România numai cu numele. Da? Adică fac știri de 2 lei. Mi-a semnalat astăzi cineva și cred că la 5 ore după ce Roxana Mărăcineanu a fost numită ministru sporturilor în Franța, nicio televiziune de știri din România nu anunțase această informație. Da? Deci noi suntem posturi de știri numai cu numele. Asta am spus-o de altfel de atâtea ori, fără nicio supărare. Acolo unde nu există calitate, unde nu există pasiune, unde nu există competențe, unde nu există vocație, nu există nimic. Da? Oricât te-ai încercat tu să pari că presa, că în sus și în jos suntem niște căcați. Dar asta nu ne ajută, domnule Maior. Dacă măcar ați veni și i-ați numi pe căcații șefi, da? Să-i treceți pe o listă. Eu nu zic să li se taie capul, dar măcar să-i știe lumea. Da? Așa cum în 1990, în iarnă, erau date niște nume de care să ne ferim. Nu s-au dat imediat. Știți că după aia au început să apară. Și în presa scrisă, care atunci nu era curajoasă, dă o trăzniu, să o trăznească. Dar n-avea încotro. Pentru că nu puteai să faci ce făcuse Ceaușescu în presa liberă. Și atunci a trebuit să mai dai și tu niște oase. Câtva timp. Până când după aia, sigur, presa s-a întors acolo unde îi era, de fapt, drumul și vocația ei. Nu era o presă liberă, era o presă făcută de oameni deștepți. Dacă ar fi fost așa, era la nivelul presei din străinătate, care nu suferă deloc în această perioadă de cele mai mari transformări pe care presa l-a suferit de când există. Cele mai mari au avut loc în aceste ultime luni, în aceste ultime ani, da? E bine, s-au descurcat, s-au reorientat repede, noi am murit, la noi a sucombat această idee de presă. Avem multe televiziuni, multe posturi de radio, încă relativ multe publicații pe hârtie, dar nimeni nu le mai ia în seamă, da? Dacă s-ar face un studiu corect, domnule, cât te ajută informația din media românească, n-ar depăși. Nu cred că ar ajunge la 20%. Ori este nesemnificativ. În condițiile astea, presa este inutilă. Dar a rămas orgoliu. E adevărat, și atunci când ești mic și prost, n-ai cum să-ți dea seama nici că ești mic, nici că ești prost. N-am auzit până acum vreun prost în presă să vină și să spună, da, suntem proști. Am auzit mulți proști în presă spunând, suntem buni și deștepți. E bine, nu e așa. Dar încă o dată, ăsta este cel mai greu lucru în presă, așa cum în fotbal cel mai greu lucru este să o dai în poartă, în presă cel mai greu lucru este să-ți dai seama cine ești. E, abia atunci, acum sigur că dacă îți dai seama în ceasul al 12-lea s-ar putea să fie cam târziu. Dar măcar așa, pentru posteritate. Să nu te duci pe lumea cealaltă tot mic și prost. Că noi nu o să vă iertăm. Da? Adică să nu cumva să credeți că dacă de mâine începeți să vă duceți, o să vă lăudăm. Nu, o să vă plasăm exact acolo unde meritați, cu semnul de carte pe care l-am pus astăzi lui Ceaușescu, da? Pentru că așa trebuie să stea lucrurile. Nu trebuie să ne aliniem într-o mare de mediocrități. Nu trebuie să ne aliniem într-o mare de incompetență ca să fim toți la fel.
așa cum este politica în Europa în momentul de față. Nu, aici ar trebui să se facă numai pe competențe. Ești analfabet, asta este. Nu ți se taie capul. Poți să te duci acasă și să muncești, poți să fii un om onest, poți să-ți faci foarte bine treaba și așa. Dar ești un analfabet, n-ai ce să cauți într-un domeniu din ăsta. E pentru tine un loc în altă parte. Te duci în altă parte. Nu trebuie să stai și după ce eșecul este pur, este limpede, este constatat de toată lumea, îl vedem în fiecare zi, îl avem în cifre, îl vedem în tiraje, îl vedem în sondaje. Tu tot să te încăpățânezi să consideri că asta e o meserie. E bine, nu mai e. O fi fost o meserie, dar astăzi nu mai e. Asta este o joacă de-a presa. Uită-te cum arată un ziar de la noi și uită-te cum arată un ziar de acolo. Este ca și cum te preface că ești Michael Jordan, bă. Ți-ai luat o pereche de baschets, ți-ai scris 23 pe spate, cum aveam și noi la facultate. Jucam basket, adusese unul, un minge, că era chiar din NBA. O prinsese unul în tribună, un grăsan de la român care mânca popcorn și a adus-o la Cluj. Ne uitam la ea ca la sfintele moaște. Era minge, bă, cu care să jucase în NBA. Am dat și eu cu ea de vreo 3 ori la coș. Da? Să nu înseamnă că era Michael Jordan, că era jucător atunci. În vremea respectivă nu se retrăsese. Da? Așa e și aici. Nu reprezintă nimic. Asta nu este presă. Asta nu este informație. Da, informația ți-o iei de acolo unde ea există. Da? Nu de la noi. Mi-a vine alerta Pro TV că a murit John McCain la 14 ceasuri după ce a murit. Nu-i presă, bă. Iartă-mă. A, nu ți-a funcționat, știu. Tu aveai mai repede decât americanii. Așa e. Dar exact în ziua aia nu ți-a mers serviciul de alertă. Asta este. Și la examen, dacă te duci fără pantaloni în ziua respectivă, nu te trece. Poți să știi să fii tobă de carte. Să-l fi citit pe Dostoevski din scoarță în scoarță. N-ai de dragi pe tine, nu intri. Ai înțeles? Așa e și aici, știu ce să-ți fac. Dar chiar în ziua respectivă n-ai fost pe fază și mi-ai dat alerta a doua zi la prânz. Mă, nu mă mai interesează. Bun. Deci George Maior ați face bine totuși la un moment dat să dați măcar inițialele. Plecasem de la ideea asta deloc absurdă. Ați salvat de la mediocritate și de la inaniție, e adevărat, presa de doi bani din România, care ar vorbi, ar glosa după aia 3 luni jumate numai pe siglele alea, numai pe inițialele alea. E adevărat că nu se face așa într-o lume profesionistă. Tratezi subiectul o zi, două și după aia gata, dă-i dracului. Dar totuși e bine de știut. Cum era bine de știut cât s-a bătut și Dinescu ăla până când a trecut în tabăra cealaltă. Da? Să-i știm pe aia care au colaborat cu securitatea. Nu era primul nostru țel, bă? În 1989, după ce l-am văzut pe Ceaușescu, de ne uitam așa pe ecran să vedem sigur că e mort, primul lucru ăsta a fost, bă, ia să vedem care au colaborat. Nu ăsta a fost? Și n-am avut, bă, dreptul nici la asta. Ăia s-au dus și au șters toate alea, le-au dat foc. În fine, a venit nou guvern fesenist, a tergiversat ăla, că și acolo erau toți cu bube. Semăna foarte mult guvernul ăla cu ăsta lui Dragnea și așa mai departe. N-am fost mințiți până pe ce, atâta vreau și noi, bă. Nu trebuia să-i omorâm. Vroiam să știm cine sunt. Că dacă eventual îi vedeam undeva, să putem să-i scuipăm între ochi. Mă înțelegeți? Asta era tot ce își dorea românul. Nu știu dacă merita asta, e mult spus. Nu știu dacă meritam. Dar dacă tot se ajunsese în punctul ăla de non-retur, Neanicu mort, cu Ana Leana cu creierii împrăștiați în unitatea aia militară, nu puteam și noi să-i avem pe toți ăia, bă? Ce era așa de greu ca la un telejurnal să-i citească pe toți, bă? Uite așa, să-i citească și a doua zi să-i publice și presa, bă. Și să decupeze ăla, să-l pui ca pe un calendar în bucătărie. Când cureți cartofii, să te mai uiți așa. Uite, bă, și ăla era. Ai văzut, Nicule? Nicule, unde ești? A, vorbești la telefon. Uite, bă, mânca la tata, că și ăla era securist. Pânții să taie maioneza. Nu-i nimic, o luai de la capă după aia. N-am avut dreptul să pare nici măcar la atât. Bună declarația lui Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, unul dintre oamenii care au făcut dezvăluiri despre practicile serviciului în perioada Maior Coldea și care a spus așa, cităm, George Maior minte de îngheață cuburile de gheață. Bună de tot. Boanchiș, dacă ar mai fi avut sau dacă va mai avea text pe pagina întâi, ar putea să o preia. Și nu are de ce să-l pleznească pe Daniel Dragomir pentru asta, că este o excepțională explicație, chiar dacă poate că în spatele ei
Nu se ascunde chiar sticla de whisky la care ne gândim. Degeaba ai niște cuburi de gheață nemaipomenite dacă n-ai în ce să le pui. Că dacă, de exemplu, le pui într-o sticlă de fructo sau de bem-bem, mare lucru n-ai făcut. Aia poți să o îngheți și numai uitându-te la ea. Dar dacă ai un whisky, să zicem, de acum 25 de ani, e bună. E interesantă. După audierea de astăzi a tovarășului Maior, numai noi mai spuneam așa, eu înțeleg așa. Minte cum respiră și l-a cunoscut vag pe Horia Georgescu. A făcut un act clar de poliție politică prin dosarul construit împotriva președintelui Iohannis. A folosit jurnaliști acoperiți pentru contrapropagandă. Adică un fel de parandărăt. Adică a jucat cu Dumbravă și Anaconda pe culoarul media cu banii contribuabililor, aruncând milioane de euro pe sclavii din mass media. În locul lui Anaconda puteți să puneți portocală, în alt context. Protocoalele de data asta semnate sunt ok și au făcut parte din momentul istoric în care a trecut România. Cred că un control psihiatric s-ar impune. Se merită consemnate totuși. Emisiunile astea vin și trec. Atunci dacă s-ar consemna undeva, aprinde bine pentru generațiile viitoare. Pauză de publicitate și revenim. Vorbeam de notătoare, dragi prieteni, uite că se nimerește bine în Libertatea de mâine, Camelia Potec a devenit mamă la 36 de ani. Tatăl notătoarei de aur declară: sunt cel mai fericit bunic. Aflăm că Narcisa Suciu a reușit până la urmă să-i sufle premiul Cristinei Aguilera la Cerbul de Aur. Acum numai să fi fost cerbul ăla adevărat, să nu-i fi suplat ceva fals. Vedem aici doi urși într-un dialog ca pe terenul de fotbal, cu mâna la gură așa, să nu vadă lumea ce fac și să nu-i audă ce vorbesc. Împușcarea lui Moș Martin în România ar fi de fapt o afacere de 180 de milioane de euro, apropo de adevărata miză a știrilor despre agresivitatea urșilor. Ion Cristoiu, nu cred că are dreptate, spune așa: de ce a fost înăbușită, cât ai clipi rebeliunea Gabrielei Firea? Eu spun că suntem de-abia la început. Și doamna Firea abia la început. Ea deocamdată se consideră tot în PSD. Da, zice că ea este doar lucidă, nu este adversară a PSD-ului. E bine, o să vadă dacă ne ascultă că lucrurile vor evolua în așa fel încât la un moment dat nu va mai putea spune acest lucru. Nici de întors nu se mai poate întoarce, va trebui să meargă înainte și până la urmă își va da seama că de fapt este o situație fără ieșire și până la urmă nu va mai sta în PSD. Le vrai départ de l'OM, iată, la Provence din 31 august ne trimite un telespectator, asta în ultima zi de Mercato și cu o zi înainte de marele Monaco OM, pe care l-am urmărit aici în direct pe Canal Plus. L'OM sauve les meubles după 2-2 cu Rennes, iarăși în La Provence. Sunt multe suplimente, mi-e greu să le țin pe toate în mână. Acolo e presă, nu-i ca la noi. Este un ziar regional, apropo, un ziar național. Așa, avem și un lechip, sau chiar mai multe. Iată, de exemplu, un lechip din 31 august și ăsta, înaintea lui Lyon-Nice, ne-a trimis cineva. Victorie pentru alu Balotelli pe terenul Lyon, la Grande Casse, cum a numit-o presa franceză. Și, în fine, Brigitte s-a răzgândit, nu mai divorțează de Ilie. O fi fost bani, o fi fost bătaia, Dumnezeu știe. Până la urmă, sigur, se va afla. Pauză și ne întoarcem cu Dan Bârav.